pare pentru a recompensa pierderile. Da. După ce ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea, cât și alți politicieni moldoveni au folosit un limbaj nepotrivit față de jurnaliști, echipa Newsmaker a decis să investigeze comportamentul politicienilor externi de rang înalt în relația lor cu mass media. Rezultatele analizei au arătat că astfel de incidente nu sunt rare, iar lideri politici de nivel înalt, inclusiv președintele Joe Biden, au fost implicați în situații similare. Nu doar politicienii din țara noastră, ci și alți lideri de rang înalt din întreaga lume se confruntă cu incidente de limbaj nepotrivit în relația lor cu jurnaliștii. Un exemplu notabil este cel al președintelui Joe Biden de la Casa Albă, care a reacționat cu indignare la o întrebare adresată de un reporter. Într-un moment neștiut de el, când microfonul era pornit și camerele erau în funcțiune, a scăpat un cuvânt neadecvat sub un zâmbet forțat. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Într-un alt caz similar, înainte de o conferință la care trebuia să participe ministrul rus de externe Serghei Lavrov, acesta a manifestat indignare față de prezența unui jurnalist. După ce l-a întrebat ce vrea de la el, Lavrov l-a insultat cu un cuvânt obscur. What do you want? Thank you so much. Și președintele rus Vladimir Putin se numără printre înalții lideri care au scăpat așa zise perle la adresa mass-mediei, însă se pare că liderul de la Kremlin a făcut-o intenționat pentru a se afirma în fața liderilor altor țări prezenți la conferință și, totodată, de a scoate tensiunea din cadrul rundei de întrebări din partea unei jurnaliste americane. Un alt incident surprins de jurnaliști a avut loc când Joe Biden l-a felicitat pe Barack Obama cu noul său mandat prezidențial. În timp ce Biden îl îmbrățișa călduros pe noul lider de atunci al Casei Albe, a scăpat un cuvânt inadecvat, într-o notă informală, asemenea unei conversații între prieteni. În ultimii ani, comportamentul liderilor politici de nivel înalt în relația cu presa și publicul a devenit un subiect major de discuție. Incidentele cu limbaj nepotrivit și declarații controversate sunt tot mai frecvente, iar tehnologia a amplificat vizibilitatea acestora online, având un impact semnificativ asupra opiniei publice și a relațiilor politicienilor cu mass media.